Mihai Manta este un tânăr elev de 18 ani cu care Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești se mândrește. Mihai Manta este un copil care este rodul muncii proprii, este un copil care dorește să fie din ce în ce mai bun cu fiecare zi și, într-adevăr, Mihai demonstrează că se poate. A reușit să performeze în foarte multe domenii în zona de științe exacte. Matematică, fizică și iată că anul trecut chimie, biologie și geografie aduse în Olimpiada Internațională Științele Pământului. Anul acesta va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Biologie, unde a reușit să se califice. Am reușit să fac acest lucru învățând mult în ultimele luni biologie, din mai multe domenii, dintre care cel mai mult îmi place genetica. A reușit prin pregătire, prin muncă susținut de profesoara de la clasă, Manuela Ilie, și au reușit împreună să ajungă acum în lotul restrâns ca reprezentant al României. Este un copil de o tenacitate, de o inteligență și de un caracter pe care rar îl mai vedem în ultima perioadă. Deci este un copil cu atâta bun simț, dar nu știu dacă știa cât de valoros este. Olimpiada Internațională de Biologie va avea loc în perioada 7-14 iulie în Kazahstan. Mai avem o săptămână de pregătire practică la Cluj, în perioada 3-8 iunie, și după aceea o să rezolv subiecte din anii precedenți și o să parcurg diverse cărți. Ai emoții? Nu. Sunt mândru că pot să îmi reprezint țara și abia aștept. Printre cele mai mari realizări ale lui Mihai se numără și o medalie de argint, obținută la Olimpiada Națională de Științele Naturii, și două mențiuni de onoare la Olimpiadele de Fizică și Matematică.